Am definitivat în cadrul programului ghiseu.ro toate etapele pentru a face plata electronică. Deci se accesează adresa www.ghiseu.ro, se intră în interfață, spune secțiunea Vreau cont, fiecare își pune o parolă și un cont propriu, după care când se face plata se deschide secțiunea Plata cu autentificare, în așa fel încât toți contribuabilii pot face această plată, nu mai trebuie să vină la primărie, fie că discutăm de persoane fizice, fie că discutăm de persoane juridice. Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a precizat că prelungirea perioadei cu bonificațiile aferente plății taxelor și impozitelor locale până la sfârșitul lunii iunie a afectat bugetul local, întrucât sucevenii nu s-au mai înghesuit să plătească. Mai multe detalii aflăm în cele ce urmează. Mă întrebați care sunt restanțele, plățile care s-au amânat la 30.06.2016 și trebuiau încasate la 31.03.2016, total plăți restante, putea să spun, 7.363.369, din care la persoane fizice 3.341.178, iar la persoane juridice 14.021.991. Deci aproape 4 milioane de euro, sperăm să încasăm la data de 30 iunie, trebuie încasat la data de 31 martie. Este clar că suntem dezechilibrați financiar astăzi, ca să nu mai pun aceste 4 milioane curente, ca să spun așa, aproximativ alte 15 milioane pe care le ducem ani și ani de zile neîncasate, unii cu ele probleme grele, insolvență și așa mai departe, faliment, masa credală. Deci curente avem undeva la 4 milioane de euro din casat în acest an și restante undeva la 15 milioane de euro. Iată că dacă am avea acești bani, aproape 20 milioane de euro, câte lucruri n-am putea face în Suceava. Asta este situația, mai ales că e un lucru un pic de neexplicat pentru mine, având în vedere faptul că Primăria Municipiului Suceava nu a majorat taxele și impozitele locale de 10 ani de zile și nici n-a de gând să o facă. Iată că nici acești bani, nici aceste taxe nemajorate nu se încasează.